Neața, prieten, bine v-am găsit la un nou vlog de aici, de la Strehaia. Prieten, doar ce am pornit și o duva și mergem către Leo și către patroana să-i luăm porcii. Să le luăm porcii de la fermă. Pentru că, prieteni, astăzi este ziua cea mare, ziua salariilor de pe YouTube. Așa că, prieteni, ia uitați unde suntem. Suntem în traficul infernal din Strehaia. Ia uitați câte mașini avem. Trebuie să stăm la semafoare. Revenim, prieteni. Ziua la dumneavoastră, am venit aici la Ploiești să luăm porci, dar Leo mi-a lăsat purcica mea mică care vrea să o pun pe rotițor. Și am venit să iau și eu mai mari cum lua bunicul meu dumtama. Știe toți țiganii, bunicul meu dumtama lua porci mari. Înțelegi, prieteni? E bagiță. Da. Ia hai să vedem și porcii ca să... Oh, ce să nu cazi? Să filmezi tu așa. Porcica e acolo. Vă pun asta porcica, dar asta ce e? Aoleu, câinele! Aoleu, câinele! Aoleu, cățelul! Ia să vedem, mai sunt porcii acolo, tu ai dat. E încărcat? Ia uita să avem purceluși de tavă. Nu, să vedem pe ăștia, care sunt interziși. Ia uitați aici prima serie. Aici un pic mai mare. Gata, gata, opriți camerele. Gata, oprim camerele, patroană. Ia uitați, prieteni, sunt porci. Stați să filmăm și porci aici. Ia uitați, sunt și porci mari, prieteni, și mici. Îi luăm pe toți. Prieteni, dragi prieteni, ia uitați, prieteni, o roabă de sare și un sac de cărbuni aici adus de Ion Dileaua în persoană, prieteni, s-a cumințit Ion Dileaua, s-a lăsat de băut. Ia uitați, o roabă de sare. O avem și pe patroan aici. Ia uitați, facem grătarul, prieteni, facem pomana porcului. Ca așa se face la noi la Strehaia. Cine filmează acolo? Eu! Oprește, mi-e exclusivitatea, păi pe bun. Aoleu, prieteni, ne oprim. Ne-am revenit și eu aici de la spălătorie. Ia uitați, prieteni, ce mizerie au lăsat cei 20 de porci. Bine, am luat așa în mare ce mai era. Dar tot mai este, prieteni, câte ceva. Am venit aici la spălătorie, la noi, la Strehaia, la Costi. Și revenim, prieteni, când este gata. Prieteni, am reușit și eu să spăl tuba. Într-un final. Deci să mai un pic se întunecă. Și vreau să vă arăt rezultatul final. Ia uitați, lucește. Tot a mai rămas puțină apă acolo, dar o să merg acasă și o să pun pe niște pe niște de ăștia, ziceți, bolțari, ca să se scurgă apa. După care o să trebuiască, după care, prieteni, o să trebuiască să-mi fac și o baie, pentru că miros a porci, prieteni, a fost o misiune destul de grea. Și cam atât am vrut să vă spun. Pe data viitoare și toate cele bune. La revedere. De fapt, o să revin puțin mai târziu. Nu, la revedere. Rămâneți aici. Am revenit și eu, dragi prieteni. Ia uitați-mă la Strehaia. Prieteni, trebuie să vă zic adevărul. Prieteni, știți prea bine că era un porc de-al lui Leo aici la noi în coteț. Și ce credeți, prieteni? M-am luptat ieri toată ziua cu el să-l pun singur în dubă. Patroana să agita pe aceea. Leo era să dea porco cu el jos. Doamne fenal, într-un final am dabi-dabi, am reușit eu și cu bădiță să pun porcul sus în dubă. Prieteni, vreau să vă arăt că am reușit și eu să spăl duba. Am mai dat cu furtunul pe aici pe acasă, am mai băgat soluție de spălat pe jos. Și într-un final am reușit să scot acel miros de porci din dubă. Prieteni, ce vreau să vă arăt? Ia uitați, prieteni, unde, cum am pus-o eu așa sus, ca să se scurgă toată apa din spate din cabină, pentru că se aduna într-un colț apa. Prieteni, da, mai prieteni, și cam așa arăt și eu în dimineața asta. Prieteni, n-am mai stat ieri să a tăiat primul porc ăsta care l-am luat de la mine.
Pe lângă, și urmează să tai și celelalte porci, dar asta va fi, o să vedeți pe canalul de YouTube al lui Leo. Prieteni, n-am mai fost acolo pentru că eram foarte obosit, v-am spus că m-am luptat cu porcul, Anca este în casă, este obosită că l-a dus pe Darius la școală. Prieteni, și acum o să mergem la patroana. Am revenit și eu aici cu vlogul. Ia uitați carnea la găleată, cum face patroana aici. Ajutoarele aici în curte, toată lumea. Ajutăm la tăierea porcilor. Ia uitați să vă arăt. Să vă arăt aici și ia uitați bucățile de carne de porc. Astea se bagă la garniță, prieteni, la noi. Așa se face de Paște. Să avem să mâncăm la vară cu roșii. Ia uite. Ia uite, și aici. Ia uite, prieteni, ce e aici. N-ai mamă, mă, chem-le să lumea de-o păzânare, eu n-am. Gata, prieteni, no. Acum mergem să facem analiza. Am aici și analiza. Și mergem la analiza. Prieteni, mai are Leo de tăiat 7 porci, dar astea nu știu, în săptămâna mare sau... Mă rog, am ajutat și eu pe ceea ce mai au avut pe aici de făcut. Am mai mers cu Leo după măgărițe, mă rog. I-am făcut poftele lui ca la copilul ăla, ca la copilul. Ca la copii ai mici, ce să mai... Mă rog. Și ce vreau să vă zic este că... Va trebui să tai și eu cei doi porci de la mine de acasă, dar o să-i tai sâmbătă dinaintea vărilor, împreună cu Anca. Și prieteni, vă dau și o veste. Tommy trebuie să ajungă și ele pe drum, după mâine o să ajungă și o să filmăm totul. Prieteni, ce am vrut să vă spun este că nu prea am avut timp să filmez așa non-stop, pentru că am avut foarte mult treabă, prieteni, și știți că atunci când ai un vlogger în preajmă, n-ai cum să mai filmezi și tu, că îi furi bizările sau subiectele. Așa că, prieteni, cam atât a fost pentru ziua de astăzi. Rămâneți cu bine. Eu am fost Cătălin de la Straia pentru cei care nu mă cunosc și în caz că nu v-ați abonat încă la canal, vă rog frumos să vă abonați pentru că este gratis, nu vă costă nimic. Și puteți să vedeți și celelalte clipuri din viitor care o să mai apară. Rămâneți cu bine, pe data viitoare, la revedere!